Iată care sunt principalele știri ale zilei. Puși pe căpătuială, doi făgărășeni au scos din apele Oltului cu o plasă monofilament numai puțin de 52 de kilograme de pește. Chiar dacă nu aveau dreptul de a folosi acest tip de plasă, întrucât este ilegal, cei doi au dorit o captură mare, în timp scurt și cu efort minim. Și pentru a aduce atâta pește acasă au chemat un taxi. Polițiștii și făgărășeni aflați în control au tras mașina pe dreapta și au descoperit infracțiunea și făptașii. Ia tradițională din țara Făgărașului și cetatea se fac cunoscute în acest sfârșit de săptămână la Milano, în cadrul festivalului România Tradiții și Valori Europene. Standurile noastre sunt promovate de Diana Gribincea Popa, manager al Casei de Cultură. Și pentru că este o cunoscută interpretă de muzică populară, ea va susține în fața publicului venit la festival și un recital folcloric. Cu siguranță vor fi prezenți și români stabiliți în Italia. Pregătiri pentru festivalul Păstrăvului Făgărășani, manifestare ce va avea loc în orașul nostru peste două săptămâni, în perioada 9-11 octombrie. Organizatorii promit un eveniment special, un adevărat regal culinar, în care vedeta este păstrăvul. Ideea promovării unei astfel de manifestări pornește de la sigla orașului. Peste masa, Făgărașul are la loc de cinste doi pești. Muzică, pictură, balet sau teatru sunt câteva dintre pasiunile multor copii și adolescenți din orașul nostru. Atât începătorii cât și cei care doresc să se perfecționeze au șansa de a participa la cursuri ce li se adresează. Părinții își pot înscrie copiii la Casa de Cultură, unde se organizează grupe coordonate de profesori de specialitate. La fura de pește cu taxiul, doi făgărășeni în vârstă de 23 și 40 de ani erau mari amatori de pește și pescuit. Cei doi au plecat pe balta de lângă fosta fabrică de cărămidă din Făgăraș. Cum însă le lipsea una din calitățile de bază ale unui pescar răbdarea, cei doi s-au gândit că ar dura prea mult să prindă o cantitate mai mare de pește. Astfel că au luat cu ei o plasă monofilament cu care au prins numai puțin de 52 de kilograme. Nici efortul nu a fost atât de mare ca în cazul pescuitului cu undița, astfel că suspecții au chemat un taxi și au vrut să plece mulțumiți spre casă, unde mai apoi să valorifice peștele prins. Planurile le-au fost date însă peste cap de polițiștii făgărășeni, care au oprit mașina pe strada Podului din Făgăraș și au constatat că pescarii nu aveau documente de proveniență pentru cele 52 de kilograme de pește transportate cu taxiul. Cercetările sunt continuate de lucrătorii poliției Făgăraș sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținere, transport și comercializare fără documente legale a peștelui și deținerea fără drept a plaselor monofilament. Țara Făgărașului va fi promovată în Italia în acest sfârșit de săptămână. Pe 26 și 27 septembrie la Milano se desfășoară festivalul România Tradiții și Valori Europene. Este cea de-a 10-a ediție a evenimentului, unde sunt prezenți tineri regizori, scritori și pictori care s-au remarcat în ultimii ani în viața culturală din Italia. Tot acolo își vor demonstra maestria și artiști sau meșteșugari din Ardeal și Bucovina. Zona Făgărașului va avea expus un stand cu iile tradiționale din țara Făgărașului. De asemenea, monumentul istoric de referință al zonei, cetatea, dar și alte obiective turistice vor fi promovate prin broșuri, pliante, hărți și ghiduri turistice. Nu va lipsi costumul popular, intens promovat la acest eveniment. Zona noastră va fi prezentată de Diana Gribincea Popa, manager al Casei de Cultură și în același timp cunoscută interpretă de muzică populară, care va susține la Milano un recital folcloric. Programul festivalului cuprinde dansuri și cântece populare românești, expoziție de tradiționale, parade de rochii de seară create de românca Marinela Irimia, expoziții și demonstrații practice de artă populară, dar și stand de carte românească. Făgărașul va mai găzdui până la sfârșitul anului o manifestare care adună la oaltă păstrăvarii din zonă. Festivalul Păstrăvului Făgărășan se organizează în perioada 9-11 octombrie 2015. Locul de desfășurare este platoul din fața cetății din orașul nostru. Am foarte mare încredere în Fundația Negru Vodă, cea care a câștigat proiectul și implementează elaborarea și derularea acestui festival, ediția a doua. Deci am de la ei informații că va fi un succes real
Și, ca să nu fiu foarte modest, chiar vreau să arătăm lumii că se poate întâmpla ceva frumos și în Făgăraș. Apropo de ideea să arătăm lumii, vreau să vă spun, și sper să se poate și întâmpla, că o asociație similară cu a noastră, din Polonia, vrea să vină la acest festival. Le-am trimis deja invitația și așteptăm o confirmare din partea lor. Ideea organizării unei astfel de manifestări pornește de la sigla orașului. Peste masa, Făgărașul are trecuți la loc de cinste doi pești. Pot să vă spun că atunci când am gândit și am elaborat strategia de dezvoltare a țării Făgărașului prin prisma fermelor piscicole, m-am dus la cetatea Făgărașului și acolo am văzut că una din stemele municipiului actual Făgăraș era reprezentată de doi pești. Așa mi-a venit ideea și astfel am pornit de a face această strategie. Faptul că acum se organizează a doua ediție a Festivalului Păstrăvului Făgărășan, pentru mine este o bucurie. Vreau să vă spun că am depus multă muncă pentru a face această strategie, iar succesele au început să apară. De ce? Pentru că dacă prima ediție a festivalului s-a organizat și s-a întâmplat la Sâmbăta de Sus, mie mi-a plăcut extraordinar de mult, am acum semnale că cea de-a doua ediție va fi ceva de vis. Va fi un adevărat regal culinar, ne asigură organizatorii. Bucătăriile ambulante vor fi amenajate peste tot, iar localnicii și turiștii vor fi îmbiați cu tot felul de bunătăți preparate din regele festivalului, păstrăvul. Știu doar că va fi foarte multă gastronomie pe pește și, în general, pe păstrăv. Din câte am înțeles de la organizatori, vor fi niște masterchef din Grecia, din Italia, oameni cu renume, oameni care se pregătesc să pregătească peștele și în special păstrăv. Partenerii noștri din România, din flagurile existente pe lângă al nostru, au fost foarte încântați când au putut să consume din preparatele făcute de acești șef, master chef. Ca un element de noutate față de festivalul trecut, am înțeles că vor fi niște mici master chef localnici care aderă sau speră să ajungă și ei cândva un șef mai mare. Primăria Făgăraș trebuie să pună la dispoziția organizatorilor aproape 1000 de metri pătrați de teren. Pațiile vor fi închiriate contra cost celor care se înscriu la licitație. Vorbim aici de producătorii particulari care doresc să-și vândă preparatele culinare turiștilor și localnicilor. Elevii din Făgăraș, de la cei din clasele primare și până la cei mai mari, au șansa să-și pună în valoare talentul. Ei pot participa în timpul liber la cursurile organizate de Casa de Cultură pentru a se pregăti în diverse domenii, muzică, pictură, balet sau teatru. Vom avea toate cursurile de anul trecut, dar anul acesta avem și cursul de saxofon pentru cei care vor să se înscrie. Bineînțeles, cei care au fost știu că avem cursuri de chitară, canto, pian, balet, teatru, avem și corul de copii Allegro. Sunteți invitați cu toții să participați la cursurile Case Municipale de Cultură din Făgăraș. Pentru înscrieri puteți veni de luni până vineri între orele 9 și 16 la Casa Municipală de Cultură, Secretariat, etajul 1. Și în acest an, Casa Municipală de Cultură din Făgăraș desfășoară cursuri pentru copii. Părinții pot veni să înscrie pe micuți la chitară, pian, saxofon sau canto. Profesorii de muzică sunt pregătiți să preia grupele pentru a-și începe activitatea. De asemenea, se fac înscrieri și la dansuri populare, clasice, moderne sau sportive. Înscrierile și reînscrierile se fac la sediul Instituției de Cultură, la secretariatul situat la etajul 1. Cursurile organizate la Casa de Cultură încep în data de 1 octombrie. We'll be right back.